Paint 3D Sistemul solar. Sistemul solar include soarele și toate obiectele care orbitează în jurul lui datorită gravitației sale. Aceste obiecte sunt planete, comete, asteroizi, meteoriți și sateliți. Există 8 planete mari în sistemul solar. Mercur, Venus, Pământ, Marte, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun și 5 planete pitice, dintre care amintim doar planeta Pluto. Soarele este o stea care se găsește în centrul sistemului solar. Lumina de la soare ajunge pe Pământ în aproximativ 8 minute. Soarele generează cantități uriașe de energie prin combinarea nucleelor de hidrogen în heliu, proces ce se numește fuziune nucleară. Mercur este o mică planetă ce orbitează foarte aproape de Soare, astfel încât temperatura din timpul zilei atinge peste 400 de grade Celsius. Venus are dimensiuni similare cu dimensiunile Pământului, dar cu nori groși care creează o ploaie acidă ce o transformă în cea mai fierbinte planetă cu o temperatură de aproximativ 500 de grade Celsius. Pământul sau Terra reprezintă planeta pe care trăim. Numele planetei provine de la zeița romană Terra Mater, zeița Pământului. În mitologia greacă, aceasta era cunoscută ca Gaia. Marte sau planeta roșie este acoperită cu praf ruginiu, motiv pentru care și atmosfera are culoarea roz. Fiind apropiată de Pământ, Marte a devenit principala destinație ce trebuie explorată spre a fi colonizată. În acest scop, roboții Mars Rovers adună mostre și înregistrează date științifice importante pentru cercetători. Jupiter este cea mai mare planetă din sistemul nostru solar. Furtunile uriașe de gaze îi oferă un aspect impresionant. Saturn este considerată cea mai frumoasă planetă din sistemul nostru solar datorită sistemului inelar foarte spectaculos. Inelele sunt alcătuite din milioane de cristale de gheață, unele mari cât o clădire, altele mici cât o pată de praf. Uranus are o nuanță verde-albăstruie datorită nivelului ridicat de gaz metan. Se învârte ca un butoi, altfel decât Pământul, astfel încât la fiecare pol este lumină timp de 42 de ani și întuneric pentru următorii 42 de ani. Neptun este o planetă mare cu apă, cu atmosferă albastră. Neptun prezintă cea mai violentă vreme din sistemul nostru solar. Pluto, planeta pitică, considerată multă vreme ca fiind a noua planetă a sistemului solar, este formată din rocă acoperită cu un strat de gheață foarte gros. Sarcină de lucru. Utilizați aplicația Paint 3D pentru a crea un model 3D al sistemului nostru solar. Accesăm aplicația Paint 3D, proiect nou, alegem culoarea neagră pentru fundalul proiectului,
în biblioteca aplicației, în grupul, în galeria Cosmos Univers, descoperim soarele. Din cauza influenței imense a soarelui pe pământ, multe culturi au văzut soarele ca pe o zeitate. De exemplu, egiptenii aveau un zeu al soarelui numit Ra. Aducem în proiectul nostru planeta Mercur. O planetă mică, acoperită cu cratere, cu stânci, cu un aspect similar cu suprafața de pe Lună. Venus are nori groși care blochează căldura. Suprafața planetei este plină cu vulcani activi. Dimensiunea planetei este mai mică decât dimensiunea Pământului. Are o gravitație similară cu cea a Pământului. Acești nori creează o ploaie acidă, corozivă. Norii sunt atât de groși că lumina abia ajunge la suprafața planetei. Pământul. Magma este roca lichidă fierbinte de sub suprafața Pământului. După ce iese dintr-un vulcan, magma se transformă în lavă. Gazele naturale nu au miros. Mirosurile puternice sunt adăugate de oameni, astfel încât, dacă sunt scurgeri de gaze, să se poată detecta. Planeta Marte. Sau planeta roșie. Fiind multe furtuni violente, Marte își schimbă des suprafața. Are mulți vulcani. Aici se află Olympus Mons, cel mai mare vulcan din sistemul nostru solar. Jupiter este cea mai mare planetă din sistemul nostru solar. Furtunile mari de gaze îi oferă un aspect impresionant. Pământul ar putea încăpea în interiorul planetei Jupiter de 1300 de ori. Saturn este un gigant de gaze care prezintă multe caracteristici și condiții atmosferice extreme. Este a doua cea mai mare planetă din sistemul nostru solar. Uranus are nevoie de 84 de ani pământeni pentru a se învârti în jurul Soarelui. Neptun este planeta cea mai îndepărtată de Soare din sistemul nostru solar.
Vânturile înghețate suflă de 10 ori mai repede decât uraganele de pe pământ. Pluto nu este recunoscut oficial ca o planetă, dar se află în sistemul solar și ne oferă informații interesante științifice. Până a fost recunoscută ca o planetă, Pluto a fost cea mai mică și mai îndepărtată planetă de la Soare. În 2006, Pluto și-a modificat statutul în titulatura de planetă pitică. Sarcină de lucru. Cu ajutorul instrumentului text, editați denumirea fiecărei planete. Tema pentru acasă. Realizați o imagine similară celei din partea dreaptă a paginii. La final, aplicați lucrării dumneavoastră un efect la alegere. Iată câteva dintre aceste efecte. Aspectul implicit. Lavandă, mentă, sip, cer, vă mulțumesc!